Față de ultima oră, acum sunt zeci de percheziții în Prahova și Dâmbovița, după ce o firmă care organizează evenimente a angajat fictiv 43 de persoane și apoi a cerut indemnizații de sprijin de la stat, pe motiv că pandemia le-a restricționat activitatea. Are detalii despre prejudiciul creat Maria Moiș în direct acum. Maria. Bun găsit, Adrian. Prejudiciul cauzat statului român în acest dosar a fost calculat la 220.000 de lei, asta după ce 43 de persoane au încheiat contracte false de drepturi de autor cu o firmă. Aveau nevoie de aceste dovezi pentru a păcăli statul român, astfel au cerut și au și primit indemnizații, la fel ca persoanele care au fost nevoite să își întrerupă în mod real activitatea în perioada stării de alertă din cauza restricțiilor impuse pe timp de pandemie. Au reușit să păcălească statul și agențiile care se ocupau de aceste aspecte în perioada iulie-noiembrie, iar acum această grupare este cercetată pentru înșelăciune, fals în înscrisuri și uz de fals. Sunt în total 30 de percheziții, atât la această societate, la această firmă cu care au încheiat contractele, cât și la aceste persoane acasă. Sunt persoane care locuiau în județele Dâmbovița și Prahova. Au fost scrise 44 de mandate, 44 de persoane vor fi conduse la audieri.